Cei care vor să le fie eliberate pașapoarte sau permise de conducere, ori vor să le fie reînnoite, pot achita taxele pentru acestea prin internet banking, virament bancar, mandat poștal sau un numerar. Aceleași modalități de plată sunt valabile și pentru plăcuțele cu numere de înmatriculare, pentru atribuirea unui număr de înmatriculare preferențial, pentru păstrarea numărului de înmatriculare și pentru contravaloarea certificatelor de înmatriculare și a autorizațiilor provizorii. Plata online se poate face de acum și în sistem de internet banking, dar și de la orice bancă unde persoana în cauză are deschis un cont bancar prin virament către contul unic deschis de către fiecare instituție a prefectului. La Giurgiu, pentru plăcuțele cu numere de înmatriculare, pentru atribuirea unui număr de înmatriculare preferențial, pentru păstrarea numărului de înmatriculare și pentru contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere, plata se face în contul IBAN RO 34 3 32 15 02 60 1X 00 97 00, iar pentru pașapoarte plata se face în contul IBAN RO 08 3 32 15 02 60 2X 00 96 99. Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informații: CNP-ul și numele persoanei beneficiare, contul IBAN, codul fiscal și denumirea instituției prefectului unde va fi depusă cererea de eliberare a documentului, suma și tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata. În cazul plății în numerar, contravaloarea acestor taxe nu se mai poate achita prin casieriile Check Bank. Plata în numerar se poate face la casieria trezoreriei din Giurgiu, strada București, numărul 12, la casieriile instituției prefectului pentru pașapoarte, la ghișeele serviciului permise de conducere pentru documentele emise de acesta sau prin mandat poștal. Actele și termenele de eliberare ale documentelor rămân neschimbate.